Salutare, eroule! Astăzi o să ne antrenăm împreună. Vom face un circuit de 10 minute cu exerciții cu propria greutate. Acum că suntem în carantină, închiși acasă, este foarte important să ne mișcăm pentru a ne menține corpul sănătos cât și mintea sănătoasă. Așa că, la neaba cu scuzele, să trecem la treabă. Și în ce constă acest circuit? Vom avea două runde de câte 4 minute, a câte 4 exerciții fiecare rundă. Și prima rundă constă în felul următor. Avem fandări, genoflexiuni, mersul ursului și din poziție de flotare în scândură. Fiecare exercițiu îl vom face timp de 30 de secunde și vom repeta de 2 ori toate 4 exercițiile. Și atunci vom avea 4 minute pe fiecare rundă. Așa că să începem cu prima rundă. Bun. Sper că v-ați făcut încălzire la început, da? Timp de 30 de secunde vom face fiecare exercițiu. Și al treilea exercițiu, mers ursului, varianta simplă, fără flotare. Cel mai important este să rămân cu palmele pe saltea. Dacă vreau, fac și flotare, da, pentru băieți, pentru cei care vor să crească și mai mult, sau care pot. Dar însă cel mai important este să mă mișc. Bun, exercițiu 4, din poziție de flotare. Pe scândură, sus, jos, din flotare în poziție de scândură și așa mai departe. Însă, foarte important să continui. Când nu mai pot, rămân în poziție de flotare sau în scândură. Dar mă mișc constant. O luăm din nou de la cap. Fandări. Dacă vreți mai avansat, trebuie să le faceți cu săritură. Este foarte important să vă mișcați. Nu contează cum faceți. Ceea ce contează este să vă mișcați. 30 de secunde. Cât pot. Repetările nu contează aici. Este important timp de 30 de secunde să vă mișcați. Asta e cel mai important lucru. Mă mișc. 30 de secunde, mă mișc. Nu vă gândiți să le faceți perfect. Nu vă gândiți că trebuie să faceți 100 de repetări în 30 de secunde sau așa mai departe. Foarte important să faceți. Asta e cel mai greu lucru. După aia construiești. Perfecționezi după ce începi. Continuăm. Mai avem un pic. Ne apropiem de final. Fii puternic. Punem și flotări. Bum. Mai un pic, mai un pic. 30 de secunde. 3. Bun. Primul exercițiu pe care avem pauză. Nu uitați, 30 de secunde pe fiecare exercițiu. Trebuie să continui să mă mișc. Cum pot, dar să mă mișc. Haideți. V-am zis cum mai puteți, rămân în poziție de scândură sau în poziție de flotare. Însă nu renunț până nu se scurc. Cele 30 de secunde, nu mă dau bătut. 3, 2,
1. Acum avem pauză un minut, după care vom face alte 4 exerciții. Și avem 4 genuflexiuni simple. 1, 2, 3, 4. O următoare de 4 rămânem aici în izometrie. Și după aia tot așa. După care, de pe genunchi, sus, jos, dar tot timpul cu fundul trebuie să rămân cât mai jos. Bun. După aia avem flotări, da, pentru băieți, sus, jos, fetele, dacă vă este greu, genunchi jos și fac normal. După aia 30 de secunde, mountain climbers, ok? Ăsta e circuitul care îl vă face următorul. Așa că fiți pregătiți, că în 15 secunde dăm drumul. Apropo, am două bonusuri pentru voi, acum, la finalul acestui circuit, așa că rămâneți continuare, trageți starea de voi, pe deja gâfui, îi dăm drumul. Și una, două, trei, patru, rămânem aici, unu, doi, trei, patru, și una, două, arde, trei, patru, unu, 2, 3, 4, sus, 1, 2, 3, 4, rămânem jos, 1, 2, 3, 4, și acum de pe genunchi, din genoflexiune, sus, jos, tot timpul încerc să rămân cu fundul cât mai jos, să pun toată talpa jos, bum, bum. Nu vă grăbiți, faceți-le în ritmul vostru, cât mai corect. Asta e ce mai important, să vă mișcați tot timpul. Bun, și acum flotări. Da? V-am zis, băieții, cum puteți, sus, jos. Nu vă grăbiți, nu este concurs. Fetele, genunchi jos, sus, jos. Da? Avem variante pentru toți. V-am zis, cel mai important este să vă mișcați. Bun, și acum dăm drumul la alergare. Da? Când nu pot, fac mișcarea asta. Bam, 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 bam. Când nu mai pot, rămân în poziție de flotare. Dar nu renunț. Nu mă dau bătut. Rămân acolo, constant. Respir, mă concentrez pe respirație, ăsta e cel mai important lucru. Mai un pic, respiră, respiră și o luăm de la capăt, da? 4 genoflexiuni, 4, rămânem aici, 1, 2, 3, 4, da, 2, 3, 4, rămânem aici, 1, 2, 3, 4, și 1, 2, 3, 4, și 1, 2, 3, 4, și acum, da, sus, jos, hop, hop. Bum, 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 bum. Hai că merge, bravo. Foarte bine. Curgă sângele prin vene. Ne simțim bine. O minte sănătoasă într-un corp sănătos. Din nou la flotări. Toată lumea. Cum pot. Bum, bum. Nu mă grăbesc. Încerc să fac cât mai corect, da, aveți variante și mai lat, o să fac. V-am zis, fetele, în genunchi, important să mă las cât pot de mult, să nu mă grăbesc, să nu fac scurte și multe, ci corecte și mai puține. Și acum, alergare.
respiră, cel mai important lucru. Sunt 10 secunde. Pauză. Bun. Și acum, bonusul pentru voi. Avem aceste două circuite și le vom combina. La tot 4 minute va fi. Vom lua primele 4 exerciții cu a doua serie de 4 exerciții și vor fi 8 exerciții care vom face 30 de secunde fiecare, adică 4 minute. Deci, avem fandări, genoflexiuni normale, mersul ursului, de pe coate sus-jos, din scândură în poziție de flotare, 4 genoflexiuni, 4 secunde stăm în izometrie, pe genunchi sus-jos, flotări și alergare. O să fie distractiv. În 20 de secunde dăm drumul. Puteți să beți un creu de apă, să vă relaxați. O să fie mega tare. Vedeți? Și eu am o respirație mai grea acum. Da? M-am zis, nu este ușor, da? Este fain. La final o să fie super tare. În 3, 2, 1, start! Bam! Trebuie să le faceți după mine sau după cum vă povestesc eu, da? Cum am zis, fiecare exercițiu 30 de secunde. Acum, genoflexiuni normale. 30 de secunde. Asta e bonusul, e pentru cei care vreți mai mult, da? Știu că vreți mai mult. Dacă nu, faceți pauze când nu mai puteți. Asta este foarte important să vă mișcați, da? O să ajungeți mai puternici la antrenament, la antrenament. Dar sosului, da. Cu flotare care puteți, care nu, doar simplu. Bum. Bum. Dar tot timpul palmele trebuie să rămână pe saltea. Bun, și acum din poziție de flotare, în scândură, sus, jos. Hop, 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 hop. Când nu mai pot, rămân aici. La fel, când nu mai pot, rămân în scândură, da? Foarte important, aceste 30 de secunde să fac cât pot de mult, să nu mă opresc, să nu rănân, să nu mă dau bătut când mintea zice stop. Și acum revenim la a doilea set de exerciții. Deci, 4 genoflexiuni, 2, 3, 4, rămânem aici 4, 1, 2, 3, 4, iar 1, 2, 3, 4, și 1, 2, 3, 4, și 1, 2, 3, 4, rămânem 1, 2, 3, 4. Și acum pe genunchi, sus jos. Cum vedeți, transpirația curge. Asta înseamnă muncă. La naiba cu scuzele. Pe cine treabă. Da, fundul cât mai jos tot timpul. Ard. Coapsele știu. Și pe mine mă tot. Și pe mine mă ard. Și o simt ca și ca și voi, însă de aici, aici o să lucrăm. Flotări! Bam! Cât mai corecte, da? Fetele, nu uitați, dacă vă este greu, genunchii jos, bum, bum. Este important la început cum faceți, este important să faceți. Și progresul vine treptat.
Ok? Alergare. Ultimul exercițiu. Respiră. Dacă simți că e obosit, rămâi aici în poziție de flotare. Este foarte important să rămâi. Bun. Și acesta a fost și circuitul bonus. Veți un minut de pauză. Și mai am un bonus pentru voi. Facem abdomen. La fel, vom face un circuit de 4 exerciții cu la fiecare facem 30 de secunde, repetate 2, adică încă 4 minute și deja aveți un antrenament de 20 minute acasă complet. Așa că luăm minutul de pauză, mai avem 30 de secunde, după care îi dăm drumul. Puteți să beți apă, să vă ștergeți, da? Pauza puteți face un pic mai lungă dacă asta simțiți, puneți pe pauză, da? Faceți după ritmul vostru, asta este cel mai important lucru, 10 secunde și trecem la treabă. Vom avea 4 exerciții, vom avea clasicele abdomene sus, jos, după care avem sus, jos, după care avem bicicleta, după care avem aici izometrie. Bun? Trecem la treabă. Începem cu primul exercițiu. Aceasta este varianta ușoară. Încerc să duc bărbia și pieptul către tavan. Și aceasta este varianta grea. Mă ridic până în sus. Depinde de voi, de nivelul vostru de antrenament, cum vreți să îl faceți. Este important să vă mișcați și să faceți. Bun. Al doilea exercițiu. Picioarele sus jos. Dacă este greu, atunci aduc genunchii la piept. Da? Amândouă variante sunt bune, dar cel cu picioarele întinse este un pic mai dificil pentru că trebuie să ridic toată greutatea picioarelor. Și așa că de treabă cu scuzele. Treci la treabă. Acum, bicicleta. Prima variantă, varianta ușoară. Da, mâinile sub fund. Încerc să mă concentrez să duc piciorul cât mai în față, genunchii cât mai aproape de piept. Și aceasta este varianta mai dificilă. Da, depinde de voi cum vreți să faceți. Dar nu avem scuze, facem, muncim. Bun, și pe aia, izometrie. Varianta ușoară, mâinile sub fund, mă susțin. Da, nu este ușor, nici cum. Da. Faceți în ritmul vostru. Și varianta grea, aici. Respir, mă concentrez pe respirație, foarte important. Trei, doi, unu. Bun, da, varianta ușoară. Da, nu contează numărul repetărilor. Este important, după cum am zis, 30 secunde să mă mișc. Da? Când v-ați odihnit un pic, faceți varianta completă. Dar nu ne oprim. Ne mișcăm. Dăm tot ce mai bun din noi. Mâinile sub fund, picioarele întinse. Le puteți și combina. Da? Puteți fi creativ cu acest exerciții, așa că nu este doar fix. V-am zis, ce mai important este să faceți, da? Ăsta e primul pas și cel mai greu, să te apuci, că
de muncă. Este cum e vorba aceea. Deci aici le combin, o dată așa, o dată așa, bicicleta, arde abdomenul și eu simt foarte tare. Să nu credeți că sunt de piatră și nu simt, mă simt, dar știți vorba mea, am mai făcut scustare. Haida, haida, hai, hai, sigur, campionii de la sală și aduc aminte de vorba asta, hai, 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 hai. Nu este ușor, dar merită. Și acum izometrie. Rămânem aici. Dacă simți că este prea ușor, treceți aici 20 de secunde. Da, se face și mai greu că lucrează și mai mult și partea de sus. Trebuie să ținem tot abdomenul încordat. Nu este ușor, mă arde acum tare, tare, tare. Dar, cu scuzele, 10 secunde. Ținem aici. 3, 2, 1. Bun. Și acesta a fost și circuitul bonus de abdomene. Dacă faceți acest circuit de 2-3 ori pe săptămână, acum acasă în carantină, o să aveți rezultate incredibile. Însă nu uitați, este foarte important și cum mâncați în această perioadă, însă este important să vă și mișcați. Dacă v-a plăcut acest video, acest circuit, nu uitați să dați un like, subscribe la canal, share mai departe și dacă aveți idei despre ce ați vrea să vă mai arăt, lăsați-ne un rubrica în comentarii, însă la muncă, la treabă, la neaba cu scuzele, fii puternic, fii de neoprit. Ciao, campioane!